Școala Federală de Antrenori va organiza pe data de 10 ianuarie la Iași un curs de perfecționare pentru tehnicienii din zona Moldovei, posesori ai licențelor A și B. Cu acest prilej se vor prezenta ultimele noutăți în materie de antrenorat, se vor organiza diferite cursuri și se vor stabili liniile de urmat în viitorul apropiat. Antrenorii trebuie să prezinte un dosar care să conțină istoricul activității din ultimii 3 ani, urmând să fie supuși și unor testări scrise, condiție esențială pentru obținerea prelungirii licenței. Antrenorii suceveni posesori ai licenței A sunt Ioan Radu, Ion Buzoianu, Ovidiu Murariu, Florin Cristescu, Ciprian Anton, Bogdan Grosu, Dan Dăscălescu și Marius Lup. Un tehnician beneficiar al licenței A UEFA are dreptul de a activa ca antrenor secund la echipele din primul eșalon din România și de a pregăti din postura de antrenor principal formații din ligile a doua și a treia, putând activa și ca șef de centre de copii și juniori. Printre antrenorii suceveni posesori ai licenței B îi regăsim pe Aurel Constantin, Ovidiu Calderuș, Claudiu Sevaciuc, Adrian Cerlincă, Florin Apetri, Bogdan Pantea, Mihai Eremia sau Viorel Stoica.